Domnul să fie lăudat pentru dragostea lui cea mare și pentru posibilitatea ca să deschidem cuvântul lui Dumnezeu care ne aduce de fiecare dată lumină și clarificare. Ne așteptăm ca acest cuvânt să ne familiarizeze cu felul în care gândește Dumnezeu. Este singura noastră șansă ca să putem să fim întorși la Dumnezeu, să acceptăm lucrarea lui Dumnezeu, să acceptăm planurile și voia Lui, și anume să avem mintea Lui, să ne familiarizăm cu felul în care gândește Dumnezeu. Acest lucru este salvator și binefăcător și în ceea ce privește înțelegerea timpurilor, a lucrurilor, a oamenilor, a problemelor cu care ne confruntăm, și anume să avem gândurile Lui. Acest lucru era ceea ce ne spunea Pavel, să aveți gândul sau mintea care a avut-o Domnul Iisus Hristos. În altă parte, în Corinteni, el spune, noi avem mintea lui Hristos și Dumnezeu deplânge și explică situația deplorabilă a lui Israel în cartea profetului Isaia, spunând că gândurile mele nu sunt gândurile voastre și cât de sus sunt cerurile față de pământ, atât de sus sunt gândurile mele față de gândurile voastre și căile mele față de căile voastre. Aceasta este colosala diferență dintre firesc și duhovnicesc. Și cu această ocazie rugăm pe Dumnezeu să ne aducă lumină în mințile noastre. Bineînțeles, lumină prin intermediul Cuvântului Sfânt, care de fiecare dată când este acceptat aduce clarificare, aduce adevăr, aduce înțelegere. Este imposibil să nu recunoaștem că există o confuzie teribilă în creștinism, care a devenit un adevărat Babilon în timpurile noastre. A intra în amănuntele disputelor și diferențelor existente între atât de multe grupări religioase înseamnă a păși și a te aventura într-o junglă de idei și de păreri, într-un labirint fără ieșire. Nu ți-ar ajunge, nu o viață, poate vieți întregi ca să poți analizezi diferențele, nu, de idei, de specific, de teorii, de doctrine și așa mai departe. Ar fi o experiență nu doar epuizantă, dar chiar distrugătoare de suflet. Nu ne-ar ajunge câteva vieți ca să vedem diferențele, să studiem diferențele și opiniile tuturor grupărilor religioase. Bineînțeles, omul sincer se întreabă atunci ce-i de făcut, ce-i de făcut dacă există atâtea teorii, există atâta diversitate, atâta confuzie, atâta înșelăciune. Oare cum putem găsi calea cea bună între atâtea drumuri? Și există o veste bună, o veste bună care mângâie sufletul nostru și ne întărește. Confuzia există pentru oameni, nu pentru Dumnezeu. Cred că cu toții suntem de acord cu lucrul acesta, că pentru Dumnezeu lucrurile nu sunt confuze. Pentru Dumnezeu lucrurile nu sunt complicate. Pentru Dumnezeu lucrurile sunt simple. El înțelege ceea ce se întâmplă în timpul nostru. El vede foarte clar ceea ce se întâmplă, mai mult decât atâta el înțelege și cauzele a ceea ce se întâmplă. Nu doar vede că se întâmplă ceva, ci înțelege și de ce se întâmplă lucrurile în felul acesta. Dacă noi am gândit cu mintea lui Dumnezeu și am avea viziunea lui Dumnezeu asupra problemelor, asupra timpului actual, cu siguranță că lucrurile ar fi lămurite. Cu siguranță că lucrurile s-ar simplifica atât de mult și am înțelege ceea ce se întâmplă, cât și, mult mai important, de ce se întâmplă ceea ce se întâmplă. Acest lucru este binefăcător și este chiar o veste minunată, pentru că noi putem avea gândurile lui Dumnezeu. Acest lucru este ceea ce Dumnezeu
vrea să facă pentru noi, să ne dea Spiritul Lui, să ne umple de Spiritul Lui și în felul acesta să dobândim mintea Lui. În așa fel încât, în sfârșit, să putem să fim accesibili pentru planurile Lui Dumnezeu și să ieșim din Babilonul acesta. De fapt, aceasta este chemarea pe ultimele pagini ale Bibliei. Dumnezeu cheamă oamenii să iasă din Babilonul acesta, din confuzia minții, din înșelăciunea păcatului. Revenind la punctul de unde am plecat, și anume marea confuzie, confuzia teribilă din creștinism, și legând cu acest gând salvator, și anume că există confuzie și perplexitate pentru oameni, nu pentru Dumnezeu, din perspectiva lui Dumnezeu și a Scripturii, problemele sunt simple. Soluția divină, de asemenea, este simplă și la îndemână. Bisericile, grupările religioase au o problemă comună. Personal, cred că este cea mai mare problemă din creștinism. Și anume, toate grupările religioase sunt tixite până la refuz. Sunt pline cu oameni neconvertiți, cu oameni nenăscuți din nou. Aceasta este problema comună. Ei nu cunosc ce înseamnă pocăința adevărată, naștere din nou, predare reală în toate segmentele vieții, dependență de Dumnezeu, moartea eiului, trăire prin credință și umblare cu Dumnezeu. Toate aceste experimente care sunt experimentele de care vorbește Biblia și care fac parte din experiența omului duhovnicesc, sunt experiențe necunoscute de grosul, de majoritatea oamenilor care compun grupările religioase. Aș vrea să citesc un pasaj biblic extrem de valoros. 1 Corinteni, capitolul 2, versetele 11 la 16. Într-adevăr, cine dintre oameni cunoaște lucrurile omului în afară de Duhul omului care este în el? Tot așa, nimeni nu cunoaște lucrurile lui Dumnezeu în afară de Duhul lui Dumnezeu. Și noi n-am primit Duhul lumii, ci Duhul care vine de la Dumnezeu ca să putem cunoaște lucrurile pe care ni le-a dat Dumnezeu prin Harul Său. Și vorbim despre ele nu cu vorbiri învățate de la înțelepciunea omenească, ci cu vorbiri învățate de la Duhul Sfânt, întrebuințând o vorbire duhovnicească pentru lucrurile duhovnicești. Dar omul firesc nu primește lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el sunt o nebunie și nici nu le poate înțelege, pentru că trebuie judecate duhovnicește. Omul duhovnicesc, dimpotrivă, sau la pol opus, poate să judece totul. Și el însuși nu poate fi judecat de nimeni. Căci cine a cunoscut gândul Domnului ca să-i poată da învățătură? Noi însă avem gândul lui Hristos, într-o altă traducere, traducerea engleză și traducerea revizuită, noi avem mintea lui Hristos. Iată că în acest pasaj lucrurile se rezumă. Dumnezeu aduce o clarificare extraordinară pentru timpul pe care îl trăim noi. Pentru toate timpurile, dar această clarificare este de o valoare inestimabilă pentru noi care trăim în timpul unei confuzii teribile. Și anume că din punctul de vedere al lui Dumnezeu, și știm că aceasta este realitatea, felul în care gândește Dumnezeu este adevărul, El definește realitatea clar. Din punctul de vedere al lui Dumnezeu nu există decât două categorii de oameni. Lumea în întregime nu e atât de diversă cum pare. Nu e atât de împărțită în mii de fracțiuni cum se vrea să se prezinte. Lucrul acesta duce la confuzie, și anume felul omenesc de a vedea lucrurile. Din punctul de vedere al lui Dumnezeu nu există decât o împărțire în două categorii. Și anume oameni duhovnicești sau oameni spirituali și oameni firești care au o minte firească, care au Duhul Lumii. Ceilalți, oamenii duhovnicești,
au Duhului Dumnezeu și, conchidea Apostolul Pavel, noi avem gândul sau mintea lui Hristos. Lucrurile, în felul acesta, sunt mult, mult simplificate. Ni se spune despre omul firesc că nu înțelege lucrurile lui Dumnezeu. Nu îi se par o nebunie lucrurile lui Dumnezeu. Nu le poate înțelege. Înseamnă este imposibil pentru el să înțeleagă lucrurile lui Dumnezeu. Este clar că cu atât mai mult dacă nu poate nici măcar să le înțeleagă cum ar putea să le facă omul firesc lucrurile spirituale, lucrurile lui Dumnezeu. Dimpotrivă, omul duhovnicesc înțelege totul și, bineînțeles, este singurul care poate să funcționeze după planul lui Dumnezeu. Făceam o afirmație care, sigur, are nevoie de susținere, că grosul bisericilor, majoritatea copleșitoare a oamenilor care compun bisericile, denominațiunile, grupări religioase, chiar grupuri mai mici, au o problemă comună. Și anume, majoritatea acestor oameni sunt neconvertiți, sunt nenăscuți din nou. Bineînțeles că este o afirmație radicală, este chiar teribilă, zguduitoare o astfel de afirmație. Cineva ar zice, cum poți dovedi lucrul acesta? Sau ar putea chiar contesta lucrul acesta. Dar afirmația aceasta are ca suport foarte multe argumente. Argumente grele care nu pot să fie tăgăduite. Că majoritatea oamenilor din cadrul religios sunt oameni firești, oameni nenăscuți din nou, neîntorși la Dumnezeu. Deși pare un paradox, cum oamenii religioși să nu fie întorși la Dumnezeu, e adevărat lucrul acesta. De ce? În primul rând, prezența păcatului în toate formele posibile în mediul religios, în cadrul bisericilor. Există, deci, orice tip de păcat, orice manifestare a păcatului în cadrul religios. O găsești din abundență. Ca atare e clar că doar omul firesc trăiește în mediul păcatului. Omul care este condus de Duhul lui Dumnezeu, în viața lui păcatul dispare. Apoi, manifestarea iubirii de lume, cât și faptul că oamenii din mediul religios își aranjează viața, la fel ca și oamenii care nu au pretenție de religiozitate. Prioritățile lor sunt aceleași, căutările lor sunt aceleași ca oamenilor din lume. Absența dragostei și pasiunii pentru Dumnezeu și absența dragostei frățești este iarăși o dovadă a firescului. Manifestarea mândriei la cote înalte și a egoismului sunt iarăși manifestări firești. Manifestarea eului sub toate formele reprezintă iarăși o dovadă foarte clară a faptului că oamenii aceștia n-au murit față de mintea firească. Și există, bineînțeles, multe, multe alte dovezi care susțin această afirmație care, într-adevăr, este zguduitoare. Faptul că majoritatea oamenilor din mediul religios sunt oameni nenăscuți din nou. Nenorocirea cea mare a acestor oameni nu constă în primul rând că sunt în această stare, și anume firești, neconvertiți, ci că cred că sunt convertiți, născuți din nou. Acest lucru este mai grav decât doar faptul că sunt firești, că sunt, ajung să creadă că sunt convertiți, că sunt născuți din nou. De fapt, ei sunt ajutați să și făcuți să creadă acest lucru de pastorii sufletești, cât și de ceilalți membri vechi sau oameni care ocupă deja un loc în biserici și sunt încadrați în tiparele și matrițele religioase. Aproape toată lumea din biserici este neconvertită, ceea ce te relaxează și te face să simți că aparții acelui grup. O afirmație și mai zguduitoare este cea care o voi face în continuare, și anume că majoritatea pastorilor și conducătorilor bisericilor nici ei n-au experimentat nașterea din nou.
Și întrebarea este, cum ar putea oare un om nenăscut din nou să îndrume pe un alt om nenăscut din nou pe calea mântuirii? Cum ar putea el să-i spună într-un mod simplu și clar, cu puterea lui Dumnezeu, când el însuși nu deține, nu e condus de această putere? Cum ar putea să-i arate calea mântuirii unui om când el însuși nu cunoaște această cale a mântuirii? Gândiți-vă ce lucru teribil este ca acești oameni, pastorii bisericii, oameni firești, să evangelizeze, în ghilimele, prin metode firești, pe alți oameni firești, convertind la biserică, convertind în ghilimele, la biserică, oameni firești, care sunt botezați și care sunt făcuți să creadă că botezul este echivalentul nașterii din nou. Acești oameni firești care intră în biserici, unii sinceri în căutarea lui Dumnezeu, sunt învățați să îndeplinească formalitățile religioase și doctrina acelei grupări religioase cu specificul ei, dar viața lor în esență rămâne neschimbată, netransformată. Cei mai mulți dintre ei sunt tot lumești, firești, nenăscuți din nou, totuși diferiți, ajung să fie diferiți decât omul firesc din lume. Firescul din biserică nu este tot unul, deși în esență el are aceeași minte, dar nu se află pe aceeași treaptă cu firescul din lume. Firescul din mediul religios nu rămâne pe aceeași treaptă cu firescul din lume. Acesta, și anume firescul din biserică, din mediul religios, este mult mai opac față de intervenția și lucrarea lui Dumnezeu asupra lui. De ce? Tocmai pentru faptul că el crede că este pe calea cea bună, tocmai pentru că el crede că îl are pe Dumnezeu și deja acum este în siguranță, și acești oameni devin foarte greu accesibili pentru Spiritul lui Dumnezeu, de se află într-o stare dezavantajată, tocmai pentru că sunt făcuți să creadă că intrând pe porțile unei biserici, asta este echivalentul cu nașterea din nou. Viața, repet, viața neschimbându-se în esență. Oamenii trăind pentru aceleași valori, trăind pentru, având aceleași căutări ca și oamenii obișnuiți, numiți din lume. Știți că în mediul religios ceilalți care nu au o anumită orientare religioasă sau sunt ortodoxi sau, mă rog, din alte biserici clasice, sunt numiți oameni din lume, în timp ce ceilalți, bineînțeles, se subînțelege că ei sunt ai lui Dumnezeu, aparținând lui Dumnezeu, deși adevărul este altul, așa cum am spus. Oamenii aceștia au aceeași minte, sunt conduși tot de puterea răului, și ei n-au experimentat nașterea din nou, și anume ce înseamnă să fii un om spiritual, ce înseamnă să fii născut din Spiritul lui Dumnezeu, ce înseamnă să fii condus de Spiritul lui Dumnezeu. Atunci, ce se întâmplă? Începem să ne apropiem de un punct și mai zguduitor. Am citit în pasajul din 1 Corinteni, capitolul 2, că omul firesc nu înțelege lucrurile lui Dumnezeu, nu poate cunoaște lucrurile lui Dumnezeu, nu le poate face. Și întrebarea este, atunci oamenii din mediul religios, grosul acestor biserici, acestor organizații religioase, acestor grupări denominaționale sau nedenominaționale, tot ceea ce fac sub imperiul cărei puteri fac lucrurile acestea? Dacă ei sunt oameni firești și nu pot înțelege și nu pot face lucrurile lui Dumnezeu, atunci tot ceea ce se petrece în biserici, ce este? Ei sunt făcuți să creadă că ceea ce fac, felul în care trăiesc, reprezintă adevărata experiență creștină. Dar în realitate, acești oameni încearcă să simuleze viața creștină în ansamblul ei. Puțin detaliu. Totul este o simulare. O simulare. Rezultatul, bineînțeles, când simulezi ceva, nu este decât un teatru
Un teatru, iar când faci un teatru în sfera religioasă, este o mascaradă jucată în chip solemn, încercând o imposibilitate, și anume ca omul firesc să facă lucrurile Duhului. Adică un om condus de mintea eului, mintea satanei, mintea diavolului, să faci lucrurile lui Dumnezeu cu astfel de minte. Și e clar că nu se poate, aceasta este o imposibilitate, dar chiar un lucru zguduitor. Oamenii firești citesc și citează Biblia, oamenii firești discută teologie, vorbesc despre Dumnezeu, vorbesc despre credință, despre ascultare, despre păzirea poruncilor, bineînțeles, totul după mintea firească și cu mintea firească, atât înțelegerea cât și îndeplinirea acestor lucruri. Oamenii firești evangelizează alți oameni firești. Oamenii firești încearcă să simuleze părtășia și unitatea creștină, oamenii firești se joacă rolul apostolilor, se joacă de-a biserica, de-a organizarea bisericii, se joacă de-a botezul, de-a cina și de tot ceea ce scrie Scriptura, pentru că de Scriptură se folosesc, de autoritatea ei se folosesc pentru ceea ce fac. Și majoritatea joacă rolul atât de bine, se transpun atât de mult, încât ei înșiși cred cu toată puterea că ceea ce fac, această piesă de teatru, este de fapt un lucru autentic. Dar totul este o simulare, pentru că ne întoarcem la rădăcina explicației. Omul firesc nu înțelege, nu poate înțelege lucrurile lui Dumnezeu. Sunt o nebunie pentru el. Atât de departe sunt gândurile omului firesc de felul în care gândește Dumnezeu, cât cerul față de pământ. Și căile lui Dumnezeu față de căile oamenilor, felul în care se procedează în biserici, felul în care oamenii trăiesc experiența și viața de fiecare zi, atât de diferit decât ceea ce vrea Dumnezeu. Lucrul acesta s-a întâmplat, se întâmplă nu doar acum, s-a întâmplat în toate timpurile, dar acum atinge apogeul. Atinge apogeul și, într-adevăr, lucrul acesta devine strigător la cer și Dumnezeu trebuie să anunțe căderea deplină a Babilonului, cât și chemarea celor sinceri de acolo. Aș vrea să citesc un pasaj din minunata carte Hristos, Lumina Lumii. Este un pasaj referitor la biserica evreilor din timpul Domnului Isus Hristos. Când Domnul Isus a venit pe pământ, el a întâlnit exact o situație de care vorbeam anterior. Și anume cu o grămadă de oameni din mediul religios, se numeau poporul lui Dumnezeu, dar care nu-L cunoșteau pe Dumnezeu. E un paradox să te numești poporul lui Dumnezeu sau să zici biserica lui Dumnezeu, și știm că toate bisericile au astfel de pretenție, că sunt biserica lui Dumnezeu, și totuși acești oameni să nu-L cunoască pe Dumnezeu, mai mult decât atâta să lupte împotriva lui Dumnezeu. Și știm că finalul acestei lupte arogante și plină de înverșunare împotriva lui Dumnezeu s-a manifestat prin crucificarea Domnului Iisus Hristos. Ellen White explică ceea ce se petrecea. Oamenii pe care Dumnezeu îi chemase să fie stâlpul și temelia adevărului deveniseră reprezentanții lui Satana. Ei făceau lucrarea pe care el dorea ca ei să o facă, ajungând să reprezinte greșit caracterul lui Dumnezeu și să determine lumea să-l considere ca fiind un tiran. Chiar și preoții, adică conducătorii religioși, care slujeau în templu, pierduseră din vedere însemnătatea serviciului pe care le îndeplineau, încetaseră să privească dincolo de simbol, la lucru pe care acesta îl reprezenta. Când aduceau darurile de jertfă, se comportau ca niște actori într-o piesă de teatru. Actele ceremoniale pe care însuși Dumnezeu le instituise erau transformate în mijloace de a orbi mintea și de a împietri inima. Dumnezeu nu mai putea face nimic pentru om prin mijloacele acestea. Întreg sistemul trebuia să fie desființat. Hristos, Lumina Lumii, pagina 37. Se comportau ca niște actori într-o piesă de teatru. Ce făceau ei? Ce făceau ei la templu acolo? Ce se întâmpla acolo? Totul era o simulare. Actorii simulează, trăiesc, dar de fapt ei au o viață dublă. Ei atunci joacă un rol, viața lor este alta. Simulau tot ceea ce făceau, înscenau. Jucau o piesă de teatru. De ce?
De ce? Pentru că acești oameni nu erau predați lui Dumnezeu, nu erau născuți din nou. Rădăcina, esența problemei erau că aveau o minte firească. Erau încă robii păcatului, aparținând celui rău, deținând mintea și spiritul lui și fiind conduși de el. Și totuși ei încercau să spună că ceea ce fac înseamnă experiența creștină. Ceea ce fac înseamnă venerarea lui Dumnezeu și închinarea la Dumnezeu. Ceea ce fac înseamnă ascultare de Dumnezeu, ascultare de poruncile lui, împlinirea voii lui. Ceea ce fac înseamnă experiența adevărată, experiența cu Dumnezeu. Dar realitatea era că majoritatea acestor oameni simulau. Aș vrea, trecând la vremurile noastre, pentru că și în timpul nostru este aceeași problemă, numai că cuprinde, se generalizează și ajunge pe teritorii atât de întinse, încât te întrebi, mai există oameni sinceri? Mai există în timpul de față oameni care au o experiență autentică cu Dumnezeu, oameni născuți din nou, convertiți cu adevărat, care sunt conduși de Spiritul lui Dumnezeu și au mintea Domnului Hristos? Un exemplu actual este exemplu de simulare a părtășiei creștine, a frățietății. Aș vrea să vedem imposibilitatea aceasta, și anume oamenii firești, a căror fire este profund egocentrică, a căror minte este profund egocentrică, pentru că asta înseamnă să fii om firesc în esență, să ai acea minte a eului. Mintea lui Satana este mintea eului. Gândiți-vă, un om firesc deține o minte extrem de egoistă. El trăiește pentru el însuși. Nu cunoaște ce înseamnă dragoste altruistă, pentru că el este un om firesc. Este un om al cărui eu nu a fost răstignit. E bine, oameni de genul acesta, cu o minte egoistă, care nu cunosc dragostea altruistă, jertfitoare de sine, al cărui eu trăiește, tronează și plin de putere, oameni de genul acesta sunt adunați și obligați să trăiască împreună, să coabiteze într-un țarc pe care oamenii îl numesc biserică. În timp ce pastorii înșiși, oameni firești, nevăzând, neînțelegând această problemă, că n-au cum să înțeleagă, având aceeași minte firească, n-au cum să depisteze rădăcina problemelor din biserici, ținând discursuri pline de patos despre unitatea creștină, despre obligându-i pe acești oameni firești să trăiască împreună în armonia descrisă de această carte minunată, Scriptura. Bineînțeles că armonia creștină, părtășia creștină este un har dumnezeiesc, o mare binecuvântare, dar care este potrivită pentru oamenii spirituali, pentru oamenii care au mintea lui Dumnezeu, a căror eu a fost răstignit. Altfel, părtășia și care trăiesc, bineînțeles, dedicați lui Dumnezeu și trăind cu altruism în ei, pulsând acea viață a Domnului Hristos, care n-a trăit nicio clipă pentru el însuși. Știți ce înseamnă ca oamenii firești să fie adunați și obligați să stea? Doar cunoaștem prin biserici cam care este realitatea. Realitatea este că iese cu totul altceva, în ciuda discuțiilor despre și disertațiilor pastorilor despre unitate creștină și despre armonie și părtășie frățească, iese cu totul altceva. Pentru că acești oameni firești nu pot. Ei simulează viața creștină, dar în esență ei sunt aceiași oameni, lumești, firești, fără Dumnezeu. Știți că iese cu totul altceva. Câte lupte, câtă tensiune, câte episoade dureroase, câte mușcături și înțepături, câtă clevetire, câte intrigi, minciună, calomnie, câtă apăsare și cenzură, câtă lipsă de dragoste și împreună simțire. Iar totul este numit, trece sub numele de părtășie și unitate creștină. Da, rădăcina problemei, acestei probleme, lipsa părtășiei creștine, cât și a oricărui alt lucru care nu-i la locul lui, rădăcina acestei probleme este realitatea dureroasă că majoritatea oamenilor din mediul religios nu sunt născuți din nou.
Iar acești oameni nenăscuți din nou, care nu au mintea lui Dumnezeu, care nu sunt conduși de Spiritul lui Dumnezeu, nu sunt născuți din Duh, ei nu pot trăi viața creștină. Iar tot ceea ce ei trăiesc și înfăptuiesc, ajutați să facă lucrul acesta de cei care sunt intrați deja în tipare și de conducătorii religioși, tot ceea ce fac ei în ansamblu cât și în detaliu, nu este decât o simulare. Și aceasta este descoperirea zguduitoare, dar care este atât de necesară, pentru că este explicația reală a dramei din creștinism. Majoritatea din mediul religios sunt oameni nenăscuți din nou. Când privești creștinismul, este imposibil să nu te izbească diversitatea, mozaicul de idei, miile de fracțiuni și grupări creștine, biserici, denominațiuni, grupări, secte, grupuri independente, dizidenți, fiecare cu ideile, cu doctrinele, cu părerile lor, cât și cu pretenția că ei sunt pe calea cea dreaptă și sunt singura biserica lui Dumnezeu. În ciuda diversității ideilor, disputelor teologice și doctrinare, aceste grupări, acești oameni, majoritatea copleșitoare a lor au probleme comune, manifestări similare, aceeași viață în esență, viața firească. Dacă cunoști, faci un studiu fără prejudecăți, cu sinceritate, cu deschidere, dorind să cunoști adevărul, îți dai seama că în esență oamenii aceștia care vor să pară foarte diferiți, de fapt au asemănări izbitoare. Atâta similitudini în viața lor găsești, pentru că am ajuns la un punct critic de o importanță copleșitoare, covârșitoare, și anume că privind cu atenție și judecând imparțial și cu onestitate, descoperim că toate, realmente toate grupările religioase au la bază aceeași problemă cu care se confruntă. Sunt compuse majoritar din oameni firești nenăscuți din nou. Și una dintre întrebările care se nasc inerent din această concluzie, o întrebare foarte serioasă și valoroasă, pentru că pune o problemă, deci ne pune în față o problemă, o concluzie care aduce multă clarificare și lumină. Atunci, dacă oamenii au aceleași probleme, în esență, la rădăcina vieților, atunci ce rost are fracționarea, împărțirea în mii și mii de grupări, când oamenii au în esență aceeași problemă? În ochii lui Dumnezeu, oricum, oamenii sunt încadrați decât în două clase, și anume om firesc și om duhovnicesc. Dar acesta este planul lui Satan, ca să mute centru de interes și centru de greutate pe altceva, pe dispute teologice, pe despicarea firului în partul a unor idei, unor chichițe teologice, unor alte probleme cu fiecare biserică, cu mozaicul de idei, cu specific și nu știu ce. Dar în esență, privirea nu trebuie acolo îndreptată, ci trebuie îndreptată către lucruri de bază. Oricum, discuțiile teologice nu au nicio valoare atunci când este vorba de un om firesc. Omul e firesc, nu îi folosește nicio discuție teologică. Domnul Iisus Hristos n-a stat de vorbă cu Nicodim, ținându-i discuții teologice. I-a spus să privească și să trăiască. Dacă nu era născut din nou, nu-i folosea nimic să discute de autoritatea lui sau orice altceva. Orice doctrină nu are niciun folos pentru omul firesc. Primul lucru, el trebuie să scape de mintea firească și să dobândească mintea lui Dumnezeu, fiind condus de Spiritul lui Dumnezeu. De aceea, este o întrebare bună, ce rost are fracționarea în mii și mii de grupări? Dacă oamenii, în esență, au aceeași problemă, au o viață firească pentru că au o minte firească, este un nonsens, într-adevăr, ca oamenii să fie fracționați în atâtea și în atâtea grupări. Este o înșelăciune a timpului nostru. Diferențierile se găsesc, de fapt, în ochii oamenilor, dar nu în ochii lui Dumnezeu. Dumnezeu nu privește așa problema.
El vede peste tot oameni cu mintea firească, rupți de el, pe care nu-i poate conduce, pe care nu-i poate ajuta atâta timp cât au această minte firească. De aceea, cel mai dureros lucru, dar și dezastruos ca efect, este că oamenii în aceste grupări nu înțeleg de fapt această realitate. Apar de acolo soluții omenești, lupte omenești, o exemplificare a acestei probleme care ne ajută ca să vedem realitatea și mai bine. Cunosc destul de bine viața omului din lume, zis din lume, omului care nu are nicio pretenție de religiozitate. De acolo am provenit, nu, din această lume fără Dumnezeu. Dar de asemenea cunosc și viața multor oameni din mediul religios, din diverse grupări religioase. Cunosc viața adventistului, cunosc viața reformistului, cunosc viața oamenii unor grupuri dizidente, cunosc viața evanghelicilor. E un paradox că oameni care sunt proveniți din grupări diferite se critică, se urăsc, fiecare pretinde că face parte din cei care merg pe calea cea dreaptă și totuși există un loc în care se întâlnesc cu toții. Și anume viața comună, viața reală, cu aceleași valori, cu aceleași căutări, cu aceleași practici. Pe acest teren al vieții de zi cu zi se întâlnește firescul din lume, cu firescul evanghelic, cu firescul adventist, cu firescul reformist, cu firescul dintr-un nu știu ce grup, fracțiune independentă. Acolo ei își dau mâna, acolo ei trăiesc în esență aceeași viață, aceeași experiență și asta este realitatea de fapt. Aceasta este viața reală, că toți fac parte din același cadru, din același cerc. Cu toții fac parte din aceeași grupare. Din punctul de vedere al lui Dumnezeu, cu toții sunt oameni firești, rupți de Dumnezeu, nenăscuți din nou. Când vine ziua slujbei religioase, drumurile se despart. Fiecare se duce în locul lui, acolo unde e învățat să creadă, să se rupă de realitate propriu-zis, să creadă că el este pe drumul cel bun, deși viața lui, în esență, este viața lumească, firească. Dar găsești la toți iubire de bani, și la firescul din lume, și la firescul din biserică. Uneori cei din biserică îi depășesc, firescul din biserică depășește pe firescul din lume. Găsești aceeași mândrie la omul din lume, vanitatea la omul din lume, găsești o mândrie chiar mai mare la religios. Și aici încep diferențierile. Peste tot e mândria, dar unii excelează în mândrie. Cu cât crede mai mult și mai cu abitir că el este biserica lui Dumnezeu, unii au pretenții de-a dreptul absurde și mândria este mult mai mare. Dar este aceeași mândrie la firescul din lume, la firescul adventist, firescul evanghelic, firescul reformist și firescul independent. Aceleași manifestări firești, aceleași răbufniri ale euului, clevetire, ură, răutate, calomnie, ipocrizie și așa mai departe. Și, bineînțeles, revin la acel punct atât de valoros, atunci ce rost au deosebirile? E clar că n-au niciun rost în ochii lui Dumnezeu, ele nu există. Satan dorește ca noi să trăim această iluzie, nu, această fantasmă, și anume că suntem diferiți. Dar în realitate, dacă te detașezi puțin, îți dai seama că oamenii au aceleași probleme. Au aceleași probleme pentru că au aceeași minte și sunt în aceeași situație. Doar că firescul din mediul religios e mai puțin accesibil pentru soluțiile lui Dumnezeu, pentru că el crede că este într-o stare bună. Această siguranță falsă care este injectată, inoculată pe parcursul timpului, reprezintă o mare barieră în calea accesului spiritului lui Dumnezeu. Este adevărat că oameni sinceri sunt în aproape toate grupurile religioase, dar aceștia sunt foarte confuzați
de ceea ce se întâmplă. Nu înțeleg ceea ce se întâmplă. Mulți dintre ei sunt jefuiți, furați de experiența autentică, de dragostea pentru Dumnezeu, fiind încetul cu încetul încorporați, înghițiți, omogenizați în grosul oamenilor firești. Mulți dintre ei încearcă imposibilitatea să determine grupurile religioase să trăiască experiența religioasă adevărată, dar cum ai putea să determini o majoritate copleșitoare ca să se convertească? Soluția este simplă, nașterea din nou, convertirea, dar oare este acceptat într-un mediu religios să le spui întorceți-vă la Dumnezeu? Cum ai putea să aduci o astfel de solie unor oameni care cred că sunt întorși la Dumnezeu? Cei mai buni oameni din biserici, în general, sunt oameni doar morali. Este clar că nici aceștia nu sunt născuți din nou, precum Nicodim, care era un om moral. Din punct de vedere exterior, înțelegând prin om moral, un om decent și un om care nu se comportă urât și nu face lucruri abuzive exterior. Și cât de greu este de convins un om moral ca să accepte faptul că trebuie să înceapă experiența cu Dumnezeu. Există oameni morali pretutindeni, la evrei, cum a fost un Nicodim, există la catolici, la ortodoxi, la evanghelici, la grupurile adventiste, dar și în lume, oameni care n-au nicio pretenție religioasă sunt oameni morali. Există chiar atei morali. Acești oameni care din diferite motive, respectul de sine, dorința unei imagini publice bune, duc o viață decentă și ordonată, corectă în felul lumii, fără exagerări sau enormități. Ce soluție există la această problemă aproape universală? Aceasta e problema din biserici. Oamenii încearcă o imposibilitate. Soluții omenești sunt o grămadă. Există multe elemente zis reformatoare în biserici care ei nici înșiși nu înțeleg ce vor să facă. Ei vor să determine oameni firești să-i aducă la ordinea divină. Și bineînțeles că luptele acestea sunt epuizante și sterile, fără niciun rezultat bun, ba duc chiar la distrugerea experienței spirituale și a vieții în sine. Când Domnul Iisus a venit pe pământul acesta, știți că El s-a confruntat cu astfel de problemă. Am citit că în timpul său, majoritatea oamenilor, poporul care era zis poporul lui Dumnezeu, care pretindea că e poporul lui Dumnezeu, deveniseră reprezentanții lui Satan. Erau luați în stăpânire de puterea răului, conducătorii religioși, nu erau decât actori într-o piesă de teatru. Mistificaseră totul. Tot ceea ce priveai pe arena religioasă nu era decât o simulare, un teatru. A cunoscut Domnul Iisus, a înțeles această problemă când a venit. Gândiți-vă că El a venit într-un mediu religios de oameni care se credeau oamenii lui Dumnezeu. Oameni care nu-L cunoșteau pe Dumnezeu. La un moment dat, Domnul Hristos chiar le-a spus direct conducătorilor evrei lucrul acesta. Știm că le-a mai spus încă o dată un adevăr dureros, că voi aveți ca tată pe diavolul. Nu erau născuți din Dumnezeu, născuți din Duh. La astfel de oameni, la acești religioși a venit Domnul Iisus. Trebuie să ne gândim că misiunea a fost extrem de grea. Citind Evangheliile, vă dați seama cât de greu a fost pentru El ca să vină în acest mediu religios. Era mult mai simplu dacă se ducea la păgân, la neamuri. Dar venind în mediul religios, El a întâmpinat multă opoziție din partea acestor oameni. Lucrarea a fost foarte mult îngrădită. Pe deasupra știm că Domnul Iisus Hristos, condus de Duhul lui Dumnezeu, Cel care este întruchiparea experienței creștine, Alfa și Omega experienței creștine, începătorul și desăvârșitorul credinței noastre. Adevărata credință, adevărata experiență creștină o vedem în El. Aceasta este experiența care trebuie reprodusă în fiecare om salvat. Dar El era foarte diferit decât oamenii lui Dumnezeu, oamenii religioși din timpul său, contemporanii săi. Era extrem de diferit. Toată viața lui, tot ceea ce făcea El era foarte diferit. Felul în care
trăia, felul în care păzea el poruncile, felul în care experiența lui, felul în care vorbea, felul în care ținea sabatul, în care păzea poruncile, în care era condus de Dumnezeu, cum se raporta la ceilalți oameni. Nu, știm că ei se raportau foarte urât la ceilalți oameni, cu atâta prejudecăți naționale, cu atâta mândrie, cu atât bigotism, exclusivism și așa mai departe. Totul era foarte diferit, experiența lui era diferită de a celorlalți, pentru că el era realmente condus de Duhul lui Dumnezeu și avea mintea lui Dumnezeu, în timp ce ceilalți aveau o minte firească și erau conduși de Domnul Întunericului. Să nu uităm că era foarte greu de lucrat cu ei, tocmai pentru că erau religioși și pentru că se credeau poporul și biserica Domnului, singura biserică. De aceea, el a trebuit să zguduie, realmente să demoleze această siguranță falsă și să-i pună pe oameni în fața realității și să le deschidă foarte clar perspectiva unei experiențe adevărate. Să le taie din start orice idee greșită că aceasta, ceea ce trăiau ei, asta ar fi experiența creștină. Aș vrea să citesc câteva pasaje. Le găsim în mai multe evanghelii, pentru că sunt exact cuvintele prin care el definea condiția uceniciei, ce înseamnă să fii cu adevărat ucenic al lui, ce înseamnă să nu te amăgești cu idei greșite despre ce înseamnă viața creștină, viața ca urmaș al Domnului Hristos. Luca 9:23, apoi a zis tuturor, e o adresare generală, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. El nu a lăsat să se înțeleagă cât uși de puțin că dacă nu renunți la eu-ul personal, dacă nu mor față de tine, dacă nu te predai total lui Dumnezeu, acceptând o conducere totală în fiecare segment al vieții, poți să fii ucenic al Domnului Hristos. Matei 8:18, la 22, Iisus a văzut multe noroade împrejurul său și a poruncit să treacă de cealaltă parte. Atunci s-a apropiat de el un cărturar și a zis, învățătorule, vreau să te urmez oriunde vei merge. Iisus i-a răspuns, vulpile au vizuin și păsările cerului au cuiburi, dar fiul omului n-are unde și odihni capul. A-l urma pe Domnul Iisus Hristos, nu e o formă de a spune. Nu este ceea ce vedem în jurul nostru, în atâtea biserici, denominațiuni și grupări. A-l urma pe Domnul Hristos înseamnă a te împărtăși de experiența Lui, acea experiență de tăgăduire de sine. Tăgăduirea de sine, jertfirea de sine, care e un lucru extrem de rar în zisul creștinism, în mediul religios. Trăirea egocentrică este ceea ce se întâlnește. Pretutinde, din belșug. Un altul care era dintre ucenici a zis, Doamne, dă-mi voie să mă duc mai întâi să îngrop pe tatăl meu. Gândiți-vă ce cerere vi se pare atât de logică, atât de normală, atât de îndreptățită cererea aceasta. E un lucru, nu este o pretenție ciudată, dă-mi voie să mă duc să mă distrez. Nu, aceasta e o absurditate. Dă-mi voie să îngrop pe tatăl meu. Este, într-adevăr, o prioritate, un lucru important. Vină după mine, i-a răspuns Iisus, și lasă morții să-și îngroape morții. Prin aceasta nu vrea să spună că nu trebuie să avem grijă sau împreună simțire cu cei care sunt apăsați de suferință sau întristați, pentru că ni se spune în Scriptură că este mai bine să te duci într-o casă de jale decât într-un loc în care se petrece. Dar aici durea să facă foarte clar că înainte de el nu există nimic. Nu există nicio prioritate, nimic, nicio căutare care trebuie să fie mai întâi. Problema nu era îngroparea tatălui. Problema pe care trebuie să punem accentul, problema în dispută era mai întâi. Mai întâi, ce este mai întâi decât a-L urma pe Domnul Iisus? El spune,
Nu te amăgi cu gândul că ești creștin. Nu trăi o iluzie. Nu trăi o înșelăciune și un fals, crezând că mă urmezi, că ești ucenicul meu atâta timp cât ai alte priorități în afară de căutarea mea, de voia mea. Nu există ceva mai întâi decât Domnul Iisus Hristos, voia Lui și calea Lui. Mai mult decât atâta, Domnul Iisus ajunge atât de radical în ceea ce spune pentru a spulbera gândurile false. Repet, venise într-un mediu religios în care oamenii erau înșelați, actori într-o piesă de teatru, jucau roluri, le jucau atât de bine încât era foarte greu de convins că, de fapt, ei n-au început viața cu Dumnezeu. Cum se spui unui om de 5 ani, de 10 ani, de 20 de ani sau născut în mediul religios să-i spui că nici nu a început viața cu Dumnezeu? El care face atâtea lucruri, care vorbește de teologie, care prezintă doctrine, care poate chiar face evangelizări în numele lui Dumnezeu, să-i spui că n-a început viața cu Dumnezeu. De aceea Domnul Iisus a trebuit să fie foarte radical, explicându-le oamenilor ce înseamnă în realitate ca să fii născut din nou și ce înseamnă să fii urmaș al lui. Cine iubește pe tată ori pe mamă mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Cine iubește pe fiu ori pe fiică mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Cine nu-și ia crucea lui și nu vine după mine, nu e vrednic de mine. Cine își va păstra viața, o va pierde. Și cine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. În Luca 14, afirmația este chiar mai radicală. 25 la 27, versetul 33. Împreună cu Iisus mergeau multe noroade, el s-a întors și le-a zis: dacă vine cineva la mine și nu urăște pe tatăl său, pe mama sa, pe nevastă sa, pe copiii săi, pe frații săi, pe surorile sale, ba chiar însăși viața sa, nu poate fi ucenicul meu. Și oricine nu-și poartă crucea și nu vine după mine, nu poate fi ucenicul meu. Tot așa, oricine dintre voi care nu se leapădă de tot ce are, nu poate să fie ucenicul meu. Cât de direct, cât de clar a fost Domnul Iisus în învățăturile și în îndrumările pe care le-a oferit oamenilor. El a dorit ca oamenii să nu se înșele, să nu creadă o minciună. Le-a tăiat din start orice posibilitate de a crede că pe o altă cale decât cea a predării depline, a totalei dependențe de Dumnezeu, a crucificării euului, pot să fie salvați și să aparțină lui Dumnezeu. Cuvintele sale erau zguduitor de clare, atât de radicale. Trebuia să părăsești totul, în mod real, vechea viață, cu tot ce însemna ea și să urmezi tot atât de real pe Domnul. Nu puteai să nu înțelegi decât dacă vrei cu orice chip să nu înțelegi. Atât de înșelați erau oameni încât erau necesare astfel de afirmații care erau aproape la limită cu fanatismul. Cineva ar putea, nu, luând ad literam cuvintele, să spună că, uite, te îndeamnă ca să-ți urăști copiii, te îndeamnă să-ți urăști familia. Dar de fapt nu asta spune pasajul, ci spune că dacă cineva iubește mai mult decât pe mine, pentru că în realitate nimeni nu poate iubi cu adevărat dacă nu-L iubești întâi pe Domnul Iisus Hristos, ceea ce numesc oamenii iubire în familii, când nu există realmente Iisus Hristos ca bază, nu este decât egoism, decât o formă de a profita. De fapt, mă iubesc pe mine, am nevoie de tine pentru satisfacerea mea. Și ajunge să spună mai mult decât atâta, că cine nu urăște pe mama sa, pe... E clar că nu are cum să vorbească de ura oamenilor în sine. El care spuse să iubiți-vă și vrăjmașii și binecuvântați-i pe cei care vă blesteamă. N-avea cum să spună, să vorbească de ura oamenilor în sine, pentru că tot spiritul său a fost cel care a inspirat pe Ioan să scrie că cine urăște este un ucigaș. Cine nu are dragoste nu este din Dumnezeu, nu este născut din nou. Dragostea este o dovadă a faptului că ești născut din nou. Dar ce vrea el să spună? Trebuie să urăști până și gândul că ceva sau cineva s-ar interpune între tine și Dumnezeu. Acest lucru trebuie să te cutremure încât să urăști această idee.
Să urăști ideea că un copil poate să devină un idol și poți renunța la Dumnezeu pentru el. Să urăști gândul că soțul sau soția sau mama sau tata sau cineva apropiat ar putea să se interpună și în felul acesta să te ducă departe de Dumnezeu. Un astfel de gând trebuie urât. Tu, persoana în sine, când ești cu Dumnezeu, când ești condus de Duhul lui Dumnezeu și ai mintea lui Dumnezeu, e clar că iubești ca Dumnezeu, Spiritul lui Dumnezeu care a făcut, e acel spirit care l-a manifestat Tatăl și l-a făcut să-L dea pe singurul Său Fiu pentru ca orice om să fie salvat, pentru ca oricine crede să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Când s-a întâlnit cu un conducător religios, unul dintre cei mai buni și mai de treabă conducători dintre farisei, este vorba de Nicodim, aș vrea să citesc discuția. Între farisei era un om cu numele Nicodim, un fruntaș al iudeilor. Acesta a venit la Iisus noaptea și a zis: Învățătorule, știm că ești un învățător venit de la Dumnezeu, că nimeni nu poate face semnele pe care le faci tu dacă nu este Dumnezeu cu el. În sfârșit, unul dintre învățători, știm că mulți erau foarte rezervați, îl urau chiar, și luptau împotriva Domnului Iisus Hristos pentru că simțeau că pozițiile lor de autoritate pe care le reușiseră să le obțină asupra poporului începeau să fie zguduite. Tocmai de aceea lurau cu înverșunarea, ele invidiau și lurau și luptau împotriva lui. Dar iată, în sfârșit, unul dintre învățătorii, dintre farisei care vin să discute cu Domnul Iisus, o face noaptea pentru că era jenant ca să vii ziua la un umil galilean și pe deasupra și compromitea. Își compromitea poziția. Cum l-a abordat Domnul Iisus Hristos pe omul acesta? Imaginați-vă că astăzi vine un astfel de om poziție înaltă, un mare învățător, un om moral, un om recunoscut pentru atâtea fapte bune, cu un comportament destul de liniștit, foarte decent, ba și bogat în o grămadă de fapte filantropice, de fapte bune. Un astfel de om este îmbrățișat și primit, absorbit în biserică. Nu numai că e botezat la primul botez, dar în curând este, bineînțeles, pus într-o funcție de răspundere, pentru că este un om reprezentativ. Câți din mediul religios ar sesiza că omul acesta, atât de moral și atât de decent, are o problemă, o mare problemă? Câți ar putea să-l ajute? Nu, l-ar distruge total, făcându-l să creadă tot mai mult și mai mult că este în regulă cu Dumnezeu. Numai că Domnul Iisus iubea cu adevărat oamenii și nu s-a luptat cu disperare că omul să fie sincer față de el însuși și față de Dumnezeu. Nimeni nu i-ar sesiza problema, sau aproape nimeni nu i-ar sesiza problema lui Nicodim în mediul religios astăzi. Nimeni nu l-ar ajuta, sau aproape nimeni nu l-ar ajuta să-i spună tranșant, cu lacrimă în ochi, cu dragostea adevărată, să-i spună: tu trebuie să te naști din nou. Drept răspuns la toată această introducere a lui Nicodim, Iisus i-a zis: adevărat, adevărat îți spun că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Nicodim i-a zis: cum se poate naște un om bătrân? Poate el să intre a doua oară în pântecele maicii sale și să se nască? Se vede că omul firesc nu primește lucrurile Duhului. Cât de moral și cât de conducător și învățător era, nu înțelegea lucrurile simple, esențiale, pentru că omul firesc nu poate să înțeleagă. Iisus i-a spus: adevărat, adevărat îți spun că dacă nu se naște cineva din apă și din Duh, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Ce este născut din carne este carne și ce este născut din Duh este Duh. Sunt atât de separate aceste categorii. Nu te mira că ți-am zis trebuie să vă nașteți din nou. Vântul suflă încotro vrea și auzi vuietul, dar nu știi de unde vine, nici încotro merge. Tot așa este cu oricine este născut din Duhul. Nicodim i-a zis: cum se poate face așa ceva? Iisus i-a răspuns: tu ești învățătorul lui Israel și nu pricepi aceste lucruri. A spus: dar dacă ar fi să vorbim de lucrurile de unde am venit, e clar că omul firesc, întorcându-ne la pasajul cu care am pornit,
nu înțelege, sunt o nebunie lucrurile lui Dumnezeu. Un astfel de om nu știe ce înseamnă mântuirea. Nu știe lucrurile esențiale ale experienței creștine. Cum ar putea să învețe pe altcineva? Cât de absurd este, nu, ca oameni nenăscuți din nou să evangelizeze prin metode firești pe alți oameni tot firești. Și totuși Domnul Iisus i-a spus cu dragoste, dar atât de clar, că dacă nu te naști din nou, nu vezi cerul sub nicio formă. N-ai cum să înțelegi pe Dumnezeu. E zguduitor să-i spui unui profesor de teologie, să-i spui că de fapt tu nu ți-ai început. Tu nici nici născut. N-ai început experiența cu Dumnezeu, n-ai învățat nici litera A. Nu știi nimic. Greu de acceptat. Da, într-adevăr a fost o zguduire și totuși aceasta este calea. Aceasta este calea. Calea care ar trebui, cred că, prescrisă și prezentată cu ajutorul Spiritului Dumnezeu tuturor oamenilor din mediul religios. Nu e nevoie de nimic altceva. Doctrinele nu folosesc la nimic atâta timp cât un om nu este născut din nou. Cu altă ocazie, un tânăr bogat și influent a venit și s-a aruncat la picioarele Domnului Iisus Hristos și i-a spus Marcu 10:17: Domnule, când era gata să pornească la drum, a alergat la el un om care a îngenunchiat înaintea lui și l-a întrebat: Bunule învățător, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Pentru ce mă numești bun? I-a zis Iisus, nu este bun decât unul singur Dumnezeu. Cunoști poruncile, să nu prea curvești, să nu ucizi, să nu furi, să nu faci o mărturie mincinoasă, să nu înșeli, să cinstești pe tatăl și pe mama ta. Curios, nu, că i-a spus numai porunci despre aproapele, în întregime. Dar n-a fost chip ca să-l lămurească pe calea aceasta, că este de fapt un încălcător al poruncilor și un înșelător. Că e de fapt un înșelat religios. Și el a răspuns: învățătorule, toate aceste lucruri le-am păzit cu grijă din tinerețea mea. Asta este parcă un răspuns tipic religios, mai ales din mediul adventist. Noi păzim poruncile, noi păzim sabatul, noi știm ce înseamnă fiara, noi știm ce înseamnă neprionire prin credință, noi păzim poruncile, din tinerețe le-am păzit. Cum să-i spună Domnul Iisus că de fapt ce numește el păzire este nepăzire, că este călcare și că de fapt cu mintea firească nu înțelegi poruncile lui Dumnezeu care sunt, așa cum spunem, Psalmul 119, sunt cât Dumnezeu de mari, sunt infinite, sunt mintea lui Dumnezeu, păzirea poruncilor. Poruncile tale sunt fără margini, spune Psalmul 119. Cum să îi spună că de fapt nici nu înțelege ce înseamnă păzirea poruncilor, cu atât mai mult este imposibil ca el, cu mintea lui Satana, să poată să împlinească? Omul acesta trebuia să fie față în față cu realitatea. Și Domnul Iisus merge la punct. Îți mai lipsește un lucru. Iisus a uitat ținta la el, l-a iubit. Și a zis: îți mai lipsește un lucru. Du-te de vinde tot ce ai, de la săraci și vei avea o comoară în cer. Apoi vino, ia-ți crucea și urmează-mă. Doar asta ai spus, că vrei să vii după mine. Mâhnit de aceste cuvinte, omul acesta a plecat întristat de tot, căci avea multe avuții. Este aparent un paradox, dar nu e un paradox, are explicații. Omul acesta vine și pretinde că vrea să-L urmeze pe Domnul și vrea să știe ce să facă ca să fie salvat. Când îi se spune, întoarce spatele și pleacă întristat. Întrebarea este, chiar vrea să știe? Nu, Domnul Iisus l-a descurajat din start. Mai bine să fii mâhnit la început decât să vii la ziua aceea, cum vor veni foarte mulți și vor spune: am făcut, și Domnul să le spună Domnul Iisus: nu v-am cunoscut niciodată. Mai bine să ai la început o dezamăgire, o decepție, confruntarea dureroasă cu realitatea, decât să ai decepția finală, cea mai disperată decepție, fără rezolvare, fără ieșire. Domnul Iisus, sunt convins că nu ar fi putut spune, venind în mediul, în biserică, un tânăr
un tânăr învățat, un tânăr cu daruri multe, un tânăr bogat, un tânăr de viță nobilă, să spună vreau să intru în grupul dumneavoastră, vreau să intru în biserica dumneavoastră, ar fi imediat măgulit, primit cu brațele deschise. Iar un pastor să-i spună, știi ce? Să-i vorbească atât de radical, dacă tu nu vinzi tot ce ai, să știi că nu ai cum să intri în adevărata biserică. Un astfel de pastor ar fi amonestat, suspendat și dat afară în curând pentru faptul că sperie oamenii, vorbește prea radical. Dar de fapt, Iuda spunea lucrul acesta, vă aduceți aminte? Noi avem nevoie de oameni influenți în sfârșit, noi niște necunoscuți, vine cineva la noi, iar Domnul Iisus aparent îl respinge. Nu îl respinge, ci îl pune față în față cu realitatea. Acest tânăr era un înșelat religios, cum sunt atât de mulți în timpul nostru, cum bisericile sunt arhipline. Domnul Iisus trebuia să-i smulgă masca, să-l confrunte cu realitatea și să-i dea șansa. Șansa, dacă vrea cu adevărat salvarea și dacă vrea cu adevărat să meargă după el, l-a iubit, a simțit atracția dragostei divine. Robul acesta era prinț, era robul. Robul păcatului, robul lumii acestea. Avea un stăpân pe care îl ținea strâns, iar el credea fals că el se închină lui Dumnezeu și că a păzit toate poruncile din tinerețea lui. Ceea ce era o minciună. Cu minciună este în întregime viața religioasă a celor mai mulți din biserici. I-a dat șansa să înțeleagă că numai pe drumul tăgăduirii de sine. Acesta este calea crucii. Predare totală, naștere din nou, crucificarea eului, dependență totală de Dumnezeu, urmarea mielului oriunde merge. Iată poarta și drumul către împărăția lui Dumnezeu. Nimic mai puțin decât acesta, nici o centimă. Nu trebuie să ne înșelăm în această direcție. Ioan Botezătorul, de asemenea, un om duhovnicesc, un om condus de Spiritul lui Dumnezeu, recunoște oamenii care veneau la el. Vă aduceți aminte că l-a recunoscut atât pe Domnul Iisus, fără să-l fi văzut vreodată. A recunoscut în el puritatea, a recunoscut în el ceea ce nu văzuse în alți oameni, prezența Duhului Dumnezeu în plenitudine. Dar a recunoscut de asemenea și alți oameni care erau falși, pe care nu-i văzuse niciodată și le-a spus, pui de năpurci, cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare. Să nu credeți în mintea voastră că puteți spune avem de tată pe Avram. Pentru că exact asta credeau. Că li se dă un drept pentru faptul că aparțin unei denominațiuni, națiuni evraice pe timpul acesta, cum noi am crede că avem nu știu ce merite în fața lui Dumnezeu că intrăm pe porțile unei biserici. Ce s-ar întâmpla dacă Ioan Botezătorul ar fi astăzi pastor și ar oficia botezul în anumite biserici? Câți ar fi botezați dintre candidați? Ce le-ar spune acest om al lui Dumnezeu? Ce condiții le-ar pune în față? Ioan Botezătorul nu oferea candidatului de botez manualul de doctrină al nu știu cărei biserici. Nici Pavel n-a făcut-o, nici Petru, nici Filip cu etiopianul. Nu repetarea dogmelor și adeziunea față de crezul unei biserici erau condițiile. Alta era condiția. Slujitorii lui Dumnezeu, oameni duhovnicești conduși de Spiritul lui Dumnezeu, sesizau dacă oamenii din fața lor erau născuți din nou, dacă erau cu adevărat convertiți și aveau acea credință reală, sau dacă erau firești, nerenăscuți, nepredați Domnului. Ei recunoșteau Spiritul Sfânt în viața altora, cât și absența acestuia. Astăzi, dacă oamenii firești oficiază ceremonii, e clar că ei înșiși nu înțeleg problema celorlalți. Ceilalți oameni firești sunt tot la fel ca și ei. Tot atât de firești. Și de aceea, în loc să ofere șanse celuilalt să-și înceapă o experiență religioasă adevărată, blocându-i drumul către falsitate, oamenii firești, conducătorii, pastorii bisericilor, îi ajută pe ceilalți firești să intre într-o siguranță falsă, pentru că nu există niciun mediu de siguranță mai falsă decât mediul religios. Gândul despre biserică, fiind cel mai perturbat, fiind cel mai mistificat gând,
ideea de biserică. Și Pavel sesiza clar condiția oamenilor care veneau și pretindeau că sunt creștini. El făcea diferența între omul firesc și omul duhovnicesc și se raporta adecvat la aceștia. 1 Corinteni 3 cu 1, cât despre mine, fraților, nu v-am putut vorbi ca unor oameni duhovnicești. El imediat a văzut că oamenii aceștia nu erau conduși de Spiritul lui Dumnezeu, nu erau duhovnicești, nu erau născuți din nou, nu erau convertiți. Ce a trebuit să vă vorbesc ca unor oameni lumești care au alte nevoi, nu? Ca unor prunci în Hristos, v-am hrănit cu lapte, nu cu bucate tare, deci primele adevăruri, adevărul despre pocăință, despre nașterea din nou, despre predare, despre ce înseamnă renunțarea și la eul personal. V-am hrănit cu lapte, nu cu bucate tare, căci nu le putea suferi. Nici acum chiar nu le puteți suferi. El a înțeles că nu era în condiția potrivită. Pentru că tot lumești sunteți. Într-adevăr, când între voi sunt zavisti, sunt în biserici zavisti, certuri, dezbinări, nu sunteți voi lumești și nu trăiți voi în felul celorlalți oameni. Adică ca oamenii care n-au nicio pretenție religioasă, sunt acestea în mediul religios, se întâlnesc din belșug, certuri, dispute, viclenie, ipocrizie, lupte, disensiuni, trădare, lașitate. Se întâlnesc acestea? Da, se întâlnesc. Ce-ar spune Pavel astăzi? Nu vă pot vorbi ca unor oameni duhovnicești. Tot lume sunteți. Trebuie să vă predic în adevărurile de început, adevărurile de intrare în împărăția lui Dumnezeu. Ce a spus lui Nicodim, ar spune astăzi. Un om ca Ioan Botezătorul sau ca Pavel. Aș vrea, ca și concluzie, să rugăm pe Dumnezeu să nu ne amăgim singuri. De multe ori Biblia spune, nu vă înșelați singuri. În fața lui Dumnezeu, lumea este împărțită doar în două tabere. În două mari clase, oameni firești și oameni duhovnicești. Oameni care au murit față de sine și oameni în care trăiește și domnește sinele. Oameni predați și dependenți de Dumnezeu și oameni predați minții eului și lui Satan. Cei care nu au Spiritul lui Hristos nu îi aparțin lui și nu fac parte din adevărata biserică a lui Dumnezeu. Aș vrea să citesc lucrul acesta. Romani 8. Romani 7 este capitolul care prezintă starea omului firesc care ar vrea să facă binele și care nu-l poate, este imposibil. Nu ne-a spus Pavel că pentru omul firesc lucrurile Duhului Dumnezeu sunt o nebunie. Nu le înțelege și nu le poate face. Și nu, omul firesc ajunge în această situație, dacă e sincer, situație disperată, că este imposibil să facă ceva bun. Că e rob păcatului. El simte o chemare către ceva mai bun, dar e imposibil să facă omul firesc ceva. Deci tot ceea ce face este de fapt o simulare și tot ceea ce face e departe să fie ceea ce zice Dumnezeu. Iar Romani 8 este exact soluția lui Dumnezeu la această problemă care este într-adevăr marea dramă din biserici. Marea, cea mai mare problemă din tot creștinismul. Iată soluția lui Dumnezeu. Acum, deci, nu mai este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Iisus, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. Într-adevăr, legea Duhului de viață în Hristos Iisus m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Știm că Domnul Iisus Hristos a fost făcut, înălțându-se la cer, un Duh dătător de viață. Pentru că în felul acesta, biruința, credința, neprihănirea, viața lui să poată să fie împărtășită tuturor oamenilor care vor deschide inima, care vor accepta prin credință locuirea Domnului Iisus. Le-a spus ucenicilor, nu vă las orfan, mă întorc la voi. Lumea nu mă va vedea. Oamenii vor zice, unde e Iisus Hristos? Dar voi mă veți vedea, veți vedea că eu sunt cu voi. Eu și Tatăl vom veni și vom locui cu voi. Într-adevăr, cei ce trăiesc după îndemnurile firii pământești, în traducerea engleză King James, după îndemnurile minții firești, umblă după lucrurile firii pământești, pe când cei ce trăiesc după îndemnurile Duhului umblă după lucrurile Duhului. Și umblarea după lucrurile firii pământești sau umblarea după mintea firească este moarte.
acest ceea ce oamenii numesc viață, cu căutările, cu prioritățile, cu lucrurile lumii acestea, nu e viața. Aceasta este moartea. E doar o problemă de timp, dar este însăși moartea. Despărțiți de Dumnezeu cu mintea lui Satana, aceasta este moartea. Nu e viața. Fiindcă umblarea după lucrurile minții firești este vrăjmășie împotriva lui Dumnezeu, căci ea nu se supune legii lui Dumnezeu și nici nu poate să se supună, sunt exact termenii. Nu înțelege și nu poate cunoaște voia lui Dumnezeu și nu poate face voia lui Dumnezeu. Deci cei ce sunt pământești nu pot să placă lui Dumnezeu. În orice situație s-ar afla, în orice cadru, orice pretenție, poate să fie pastor, poate să fie un președinte de conferință, poate să fie un papă, poate să fie în orice mediu religios, dacă este firesc, nu-i place lui Dumnezeu. N-are nicio legătură cu Dumnezeu. Iar ceea ce numește el experiență creștină este de fapt moartea. Este moartea. Voi însă nu mai sunteți pământești, ci duhovnicești, dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește într-adevăr în voi. Acest într-adevăr e cercetător. Nu e vorba de o pretenție. Dacă într-adevăr Duhul lui Dumnezeu locuiește, nu te-a influențat uneori și o lacrimă fugară a căzut pe obraz, ci locuiește acolo, este stăpânul vieții și domnul vieții tale. Dacă n-are cineva, și aici nu spune baptist, ortodox, catolic, adventist, independent, dezident sau nu știu ce fracțiune. Dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este al lui. Declarația de apartenență la adevărata biserică, puteți lua, este cea mai clară declarație de apartenență la adevărata biserică. Dacă cineva n-are Duhul lui Hristos, nu-i aparține lui. Degeaba poate să aibă cele mai înfumurate pretenții. Cele mai arogante și mai mândre pretenții sunt cu atât mai înșelătoare cu cât omul acesta nu are Duhul lui Dumnezeu. A avea Duhul lui Dumnezeu înseamnă a avea acea viață neprionită, acea credință care a adus acele roade binecuvântate, acea viață de tăgăduire de sine, de jertfire de sine. Altfel totul este o pretenție înfumurată și înșelătoare. Căci toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fiii lui Dumnezeu. Cei ce sunt ai lui Hristos Iisus, Galateni 5:24, și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei, dacă trăim prin Duhul, să și umblăm prin Duhul. Aceasta e soluția lui Dumnezeu la vasi problemele care le întâlnim astăzi. Dacă începi să iei pe bucățele, te pierzi în amănunte, te pierzi în detalii. Toate sunt legate de această problemă. Omul firesc nu poate face voia lui Dumnezeu, omul firesc nu poate trăi nimic, niciun segment, nicio porțiune, nicio părticică din experiența creștină. El are o minte condusă de Satana, mintea eului, în care se manifestă puterea răului. Cu această minte nu poți să-L înțelegi pe Dumnezeu și nu poți sluji pe Dumnezeu. Chiar dacă ai încercat, nu va fi decât o simulare de prost gust, dezamăgitoare. Și, bineînțeles, un lucru care îl obosește pe Dumnezeu. De aceea, Dumnezeu ne cheamă la realitate. Înțelegând această problemă, înțelegând faptul că tot creștinismul are această problemă, oamenii ar putea să părăsească mândria denominațională, ar putea să dea la o parte barierele și ar putea să înceapă o experiență autentică cu Dumnezeu. Ar putea să intre în viață, în adevărata experiență creștină. Dumnezeu să ne ajute să putem să fim ai Lui, având Duhul lui Dumnezeu și mintea Lui, renunțând la euul personal, la mintea euului, și trăind o viață condusă de Spiritul lui Dumnezeu. Să ne ajute Dumnezeu să fim oameni duhovnicești, care în esență înseamnă conduși de Duhul lui Dumnezeu, având mintea lui Dumnezeu. Altfel, nu facem parte din adevărata biserică, altfel nu suntem copiii lui Dumnezeu, altfel nu suntem oamenii prin care Dumnezeu lucrează și poate să-și îndeplinească planul. Dar mulțumim lui Dumnezeu că soluția este simplă.
este la îndemână. Moartea eului, convertire, predare totală în mâna lui Dumnezeu, dependență de Dumnezeu, trăire prin Dumnezeu, umblare cu Dumnezeu. Aceasta este adevărată experiență creștină și mulțumim lui Dumnezeu pentru faptul că există atâta lumină în cuvântul binecuvântat al Său. Amin.